Stare de alertă, cod portocaliu, comandament de iarnă, cam la aceste cuvinte am putea rezuma această săptămână. Din cauza viscolului și a codului portocaliu, ministerul a decis suspendarea orelor în școlile, liceele, dar și la universitate, până astăzi inclusiv. Edilul Tudor Pendiuc nu vede de ce s-a luat această hotărâre, pentru că, spune acesta, în oraș se poate circula. Vreau să vă spun că în privința suspendării cursurilor este o decizie la nivel județean. La nivel local nu este, v-am mai spus, de fapt am spus la operativa care am avut duminică, nu am fost consultați, probabil că nici trebuie să fim consultați, sunt criterii probabil care sunt stabilite la nivel național. Noi asigurăm partea aceasta de fluidizare a circulației, de ajungerea copiilor acolo, deci nu a fost atributul nostru. Dar asta probabil că face parte din acțiunea de descentralizare. Da.